Alexandru are 3 ani și jumătate, locuiește cu părinții săi într-o casă care nu le aparține din satul Ogrezile, comuna Merei, și a fost diagnosticat cu ADHD asociat cu elemente de autism. El trebuie să participe în fiecare zi la ședințe de terapie în municipiu, iar părinții nu mai au bani pentru tratament. Daniel Tănase, un buzoian cu suflet mare, a aflat de acest caz și s-a hotărât să ajute familia să găsească banii necesari pentru tratamentul pe un an. Iar la ora 7, Daniel a luat startul în cel mai lung maraton pe care l-a alergat pe asfalt până acum. Prima etapă a fost de la Buzău la Monteoru, apoi pe drumul vinului până la Ulmeni. Cum e, Daniel? Excelent! Bravo! L-a însoțit în alergare sau pe biciclete mai mulți prieteni, dar și alți buzoieni care au auzit de acțiunea sa. În jurul orei 12:30, grupul de alergători și bicicliști s-a reîntors în oraș și s-au întâlnit în vecinătatea patinoarului cu micuțul Alexandru, care îi aștepta alături de alți copii. Bravo, băieți! Bravo! Bravo, bravo! Mulțumim! Bravo! Bravo și bun! Bravo! Am tot bravo! Bine, A fost destul de dificil datorită căldurii, dar mai ales vântului, care a bătut aproape pe tot traseul, dar... Se pare că pregătirea și-a spus cuvântul și am reușit să ajungem la final și să facem ce ne-am propus. Copiii prezenți au primit dulciuri și răcoritoare și s-au jucat cu Alexandru, iar părinții acestuia au primit 1600 de lei bani donați la urna specială și cu care vor putea să îi continue tratamentul unicului lor fiu. Acțiunea umanitară va continua, iar toți cei care vor ca acest copil fermecător să poată vorbi și să se poarte ca orice copil normal pot dona orice sumă în contul special creat. Alexandru a fost diagnosticat cu ADHD asociat cu elemente de autism, un sindrom care este caracterizat prin deficit de atenție și hiperactivitate. Pentru a contracara efectele sindromului, Alexandru merge la ședințe de terapie de 5 ori pe săptămână la Buzău.